Vrei să creezi un infografic ca și acesta în mai puțin de 10 minute? Continuă să urmărești acest tutorial. În acest tutorial îți voi arăta cum să folosești un șablon din Canva pentru a crea un infografic. Primul lucru necesar este autentificarea în Canva. Derulând pagina în jos, căutăm unde găsim șabloane pentru infografice. Există numeroase șabloane pentru infografice care pot fi folosite pentru a le adapta la conținutul pe care vrem să îl creăm. Voi alege acest infografic despre ciclul de viață al fluturilor pentru a-l transforma într-un infografic despre 4 pași ai învățării online. Dând click pe infografic, se creează automat un proiect în care este folosit acest șablon și pot începe să-l personalizez. Primul lucru pe care îl voi face este să-i dau un nume, care mă va ajuta ulterior să-l găsesc în lista de proiecte. Ca să lucrez mai ușor, voi schimba procentul de vizualizare la 75. Pentru început voi șterge lucrurile de care nu am nevoie, cum sunt aceste imagini. Selectez și șterg cele 4 imagini din infografic pentru că le voi înlocui cu altele care se potrivesc mai bine cu subiectul infograficului meu. Voi șterge și căsuța text cu sursa, dar dacă vrei poți să treci aici numele tău ca autor al infograficului. Apoi voi schimba culorile. Selectez acest dreptunghi și apoi merg pe culoare și aleg una din culorile pe care le doresc sau, dacă vreau o altă culoare, completez codul HTML al acesteia. Apoi, aplic culoarea aleasă și în cazul celorlalte elemente colorate. Schimb inclusiv culoarea textului acolo unde este cazul. După ce am făcut aceste modificări legate de aspect, revin la modificările care țin de conținutul infograficului. Voi schimba titlul în Cum să înveți online. Pasul 1 va fi prezentarea. Explic ce trebuie făcut la acest pas. Parcurge prezentarea lecției, fie în formatul de fișier oferit de profesor, fie în formatul video. Selectez textul explicație și schimb fontul cu unul care mi se pare mai ușor de citit. De exemplu, Oswald la o mărime de 18. Pasul 2 se va referi la notițe. Ia notițe scriind în caiet care sunt cele mai importante idei prezentate și exemplele care le susțin. Modific și aici tipul de font și mărimea acestuia. Continui la fel cu următorii pași până termin. Tot ce a rămas de făcut este să caut niște imagini ilustrative pentru fiecare pas.
Pentru primul pas merg la elemente și caut prezentare. Voi avea grijă să aleg imagini care sunt gratuite, altfel nu voi putea descărca materialul creat. Selectez o imagine gratuită, îi modific dimensiunea să se potrivească în forma de cerc și o plasez în poziția care mi se pare cea mai potrivită. Pentru pasul 2, voi căuta după cuvântul note. Inserez imaginea și ajustez culorile astfel încât să se potrivească cu schema mea de culori. Pentru pașii 3 și 4, voi căuta după cuvântul elev. Selectez imaginile și le modific culorile, apoi le micșorez și le plasez în cercurile corespunzătoare. Și în câteva minute am creat un infografic pornind de la un șablon deja existent în Canva. Mult succes în crearea unor infografice similare! Mi-ar face plăcere să văd ceea ce creați. Așa că vă aștept să postați în grupul nostru de Facebook, al cărui link îl găsiți la descrierea videoului. Dați un like acestui tutorial și abonați-vă la canalul nostru de YouTube pentru a vedea și alte tutoriale pe care le creăm.